Și fiecare dintre noi să avem un confort spiritual sau material pe care ne-l dorim. Și cred că într-o zi, ca și aceasta de astăzi, găsim și un răspuns. Și răspunsul cred că îl dați voi, în special, dragi elevi, și nu în ultimul rând, cei care sunt alături de voi, respectiv profesorii voștri și părinții voștri care vă susțin. În același timp, poate ne gândim cum e cu elevii și cu tinerii din ziua de astăzi. Doar sunt într-un oraș ca și Șibleu, Silvania, doar 10, 20, 50, 100 deștepți și foarte deștepți sau sunt mai mulți? Eu zic că răspunsul este varianta numărul 2. Sunt mai mulți, dar diferența care este făcută între voi și ceilalți din oraș este seriozitatea. Pentru că poate în momentele în care colegii voștri găsesc de cuvință să facă cu totul altceva, voi vă aplicați cu multă seriozitate asupra studiului. Și mă bucur că de fiecare dată când particip și participăm la această sărbătoare, văd elevi pe care i-am mai văzut de o dată, două, cinci ori. Am avut și, cred că, un caz pe care l-am văzut de vreo 7 ori. Și asta m-a bucurat pentru că sunt convins că, virgulă, cheia succesului este seriozitatea. Și lumea asta mai bună pe care ne-o imaginăm fiecare dintre noi și pe care ne-o dorim, nu poate să fie, nu putem să ajungem la ea decât dacă cât mai mulți dintre noi suntem serioși. Eu vreau să vă mulțumesc, în primul rând, vouă, dragi tineri, că prin rezultatul pe care l-ați obținut în acest an veți reprezenta școala din care proveniți, orașul din care proveniți, respectiv Șibleu, și nu în ultimul rând județul Sălaj, la cea mai importantă competiție care are loc. Și rezultatul vostru cred că este cel mai bun, participând la Olimpiada Națională. Evident că cel mai bun ar fi dacă ați luat premii și acolo, dar deja faptul că ați fost cei mai buni în județ, spune mult. Am uitat pe o statistică și am văzut că într-un an, cred că în anul acela am avut și sportiv, am avut 41 de elevi. Cei mai puțini am avut 22 de reprezentanți al orașului la Olimpiada Națională. Nici anul acesta nu sunt foarte mulți. Dar nu cred că este niciodată important numărul, ci este important că există elevi care se apleacă de fiecare dată și sunt foarte serioși și există în același timp profesori care îi susțin. Și aici aș putea să spun că văd oameni pe care îi văd din, nu rețin exact, 2005 sau 2006 a fost prima etapă, dar în 2006 cu siguranță, astăzi am văzut o fotografie, deci în 2006 am făcut sărbătoarea olimpicilor. Nu mai rețin dacă în 2005 am făcut-o, dar din 2006 cu siguranță. Și sunt profesori pe care îi văd de fiecare dată și în fiecare an aici. Și asta înseamnă că acești profesori se apleacă și își doresc de fiecare dată să aibă nu un elev bun, ci să aibă un elev cel mai bun. Încă o dată vă mulțumesc tuturor, elevi, profesori. De fiecare dată, la o sărbătoare ca aceasta, când simt că în această sală sunt cei mai deștepți oameni din oraș, excluzându-ne pe noi, mă bucur și mă simt foarte mândru de voi și m-aș bucura dacă ați reușit, cum ați reușit și în ceilalți ani, să mai luați ceva bănuți de pe noi și după Olimpiada Națională. Acest
eveniment are loc în fiecare an. Există, aprobat de Consiliul Local, un regulament. Au fost discuții câteodată, probabil nu ne-am înțeles bine nici cu conducerile școlilor sau n-am înțeles noi bine sau n-am înțeles școala foarte bine. Este un regulament aprobat de Consiliul Local care este foarte clar. Deci, ca să vă dau un exemplu, nu poți să conduci mașina dacă ai 15 ani, numai dacă ai 18 ani, ți-ai permis. Tot la fel, dacă Consiliul Local, care este legislativul într-o localitate, stabilește niște reguli, eu nu pot să le încalc pentru că eu sunt primar. În concluzie, știu că sunt și altfel de concursuri naționale, dar regula pe care am stabilit-o în Consiliul Local a fost destul de clară și sigur că regret de fiecare dată când există copii care s-au validat la alte concursuri, dar probabil că ar trebui din partea conducerii școlilor să veniți cu niște propuneri, pentru că până la urmă nicio lege locală nu este de neschimbat. Trebuie să veniți cu propuneri, astfel încât regulamentul de acordare a premiilor să se schimbe și lucrurile să fie foarte clare. Bun, încă o dată vă mulțumesc din suflet. Știu că aveți încă mult de învățat pe Olimpia, nu știu cât mai este, două săptămâni. Știu și de pe vremea mea că pe vremea aș fi necalificat la județ, ne lăsau liberi și profitam de asta la școală. Cu siguranță voi sunteți liberi în perioada asta să vă pregătiți și sunt convins că o faceți așa cum trebuie. Pentru că rezultatele pe care le puteți obține la Națională nu pot să vă facă cinste decât vouă, părinților voștri și, nu în ultimul rând, școlii și profesorilor voștri. O să vă rog pe fiecare dintre voi să veniți să vă ridicați premiul. În regulament, cei care s-au calificat la două etape naționale sau la trei etape naționale, că am avut într-un an și la trei etape naționale, vor primi premiul dublat sau triplat. Premiul pentru fiecare calificare din acest an a fost modificat în acest an și este de 500 de lei pentru calificare. Să vă rog pe fiecare care veniți aici să vă semnați, să vă luați diploma și să semnați pe statul de plată care este la domnul viceprimar. Diploma de excelență se acordă elevei Nosal Iulia Nicoleta de la Școala Gimnazială Sfânta. Pentru premiul întâi obținut la faza județeană a Olimpiadei Școlare de Geografie și premiul întâi obținut la faza județeană a Olimpiadei Școlare de Religie Cultul Greco-Catolic. La geografie, profesor pregătitor, doamna profesoară Oltean Daniela, iar la religie, profesor pregătitor, domnul părinte Mărincean Florin. Felicitări! Tot de la Școala Gimnazială Silvania din clasa 7-a C, premiul întâi obținut la faza județeană a Olimpiadei Școlare de Cultură Civică, calificată pentru etapa națională, cadru didactic pregătitor, profesor Duma Simona, domnișoara Chișirina. La Silvania, din clasa 7-a C, premiul întâi obținut la faza județeană a Olimpiadei Școlare de Cultură Civică, cadrul pregătitor, doamna profesoară Duma Simona, eleva Ghiran Alexia Andreea. Din clasa a 7-a C, premiul întâi obținut la faza județeană a Olimpiadei Școlare de Biologie, fiind pregătit de profesor Costas Nicoleta, elevul Santavan Luca. În clasa
A șaptea C. Locul de obținut la faza județeană Olimpiade Școlare de Religie, cult ortodox, calificare pentru etapa națională, eleva Santa Van Maria, fiind pregătită de către profesorul profesor Comari. A 6-a C. Premiul 2 obținut la faza județeană Olimpiade Școlare de Religie, cult ortodox, cadru pregătitor profesor Mandiu Luminița, eleva Justru Petra Maria. A 6-a. Locul 1 obținut la faza județeană Olimpiadei de Educație Tehnologică, calificată pentru etapa națională, cadru pregătitor, profesor Vida Ana Margareta, eleva Egri Cristo. Clasa 6-a, locul 2 obținut la faza județeană Olimpiadei Școlare de Limba și Literatura Română pentru școlile cu predare în limba maghiară, calificată pentru etapa națională, fiind pregătit de profesor Gheții Cornelia Florica, eleva Oros Alexandra. Premiul 2 obținut la etapa județeană Olimpiade Școlare de Discipline Tehnologice, domeniul electronic, automatizări, telecomunicații, calificare pentru faza națională, cadre didactice pregătitoare profesor Bagoi Martin și profesor Ungur Abraham, elevul Cichin Andor. Tehnic Iuliu Maniu, din clasa 12-a, prin 3 obținut la etapa județeană Olimpiadei Școlare de Discipline Tehnologice, Electronică, Automatizări, Telecomunicații, calificare pentru faza națională, cadre didactice pregătitoare profesor Bagoi Martin și profesor Ungur Abraham, elevul Buboi Gheorghe Dan. Ioan Osian, din clasa 11-a, primul întâi obținut la etapa județeană Olimpiade Școlare de Discipline Tehnologice, domeniul agricultură, creșterea animalelor, calificare pentru faza națională, cadru didactic, pregătitor, profesor Preda Gheorghina, eleva Terec Beatrice Miriam. La Liceu Tehnologic Ioan Osian, primul întâi obținut la etapa județeană Olimpiadei Școlare de Discipline Tehnologice, profil agricultură, creșterea animalelor, cadru didactic pregătitor profesor Coboi Otto, elevul Coste Adrian Paul. Colegiul Național Simeon Bărnuțiu, din clasa 9-C, primul întâi obținut la etapa județeană Olimpiade de Chimie, calificat pentru faza națională, cadru didactic pregătitor, profesor Brăban Mircea, elevul Moga Denis Andrei.
Din clasa 10-a, premiul 2 obținut la etapa județeană a concursului de matematică aplicată Adolf Haimovici, calificare pentru faza națională, cadrul didactic pregătitor profesor Țiglea Alexandra Oana, eleva la Colegiul Național Simeon Bănunțiu, eleva Cova Renata Cristina. Clasa 11-a, de la Colegiul Național Simeon Bănunțiu, primul obținut la etapa județeană concursului de matematică aplicată Adolf Haimovici, calificat pentru faza națională, cadrul didactic pregătitor profesor Conde Maria, elevul Pop Sergio Adrian. Tot de la Colegiul Național Simeon Bănunțiu, din clasa 12-a F, premiul întâi obținut la etapa județeană a concursului de matematică Adolf Haimovici, calificat pentru faza națională, cadrul didactic pregătitor profesor Conde Maria, elevul Boșca Flaviu Constantin. Clasa a 12-a de la Colegiul Național Simeon Bărnuțiu, premiul întâi obținut la etapa județeană a concursului de matematică aplicată Adolf Haimovici, calificat pentru faza națională, fiind pregătit de profesora Conde Maria, elevul Hoios Victor. Clasa a 12-a de la Colegiul Național Simeon Bărnuțiu, premiul întâi obținut la etapa județeană a Olimpiadei de Discipline Economice, fiind pregătit de către profesor Șerban Bianca, profesor Berec Olis, profesor Nosal Mariana, elevul Peter Ondraș. Național Simeon Bărnunțiu, din clasa 9-C, premiul întâi obținut la etapa județeană a Olimpiadei de Geografie, calificare pentru faza națională, fiind pregătită de profesor Crăciun Claudia, eleva Iho și Arina Valentina. Obținut la etapa județeană Olimpiadei de limba latină, calificată pentru faza națională, fiind pregătită de către profesoara Chirica Alexandra, Roxandra, domnișoara Oancea Alexandra Maria. De limba și literatura română, calificare pentru faza națională, fiind pregătită de către profesoara Mureșan Anca Ioana, domnișoara sale Andreea Diana. Clasa 11-a, premiul 2 obținut la faza județeană a Olimpiadei de limba engleză calificată pentru etapa națională, fiind pregătită de către doamna profesoară Crăjmar Noralina, eleva Balo Sorana Noemi.
tot de la Colegiul Național Simeon Bănunțiu din clasa 12-D, premiul 3 obținut la etapa județeană Olimpiadei de Matematică pentru școlile cu predare în limba maghiară, calificare pentru faza națională, fiind pregătită de către doamna profesoară Sila Diajebe, eleva Kirai Cila. Premiul 3 obținut la etapa județeană Olimpiadei de religie greco-catolică calificată pentru faza națională, fiind pregătită de către profesorul Lucian Florin, domnișoara Pop Iulia Florica. Dragi tineri, să nu uitați niciodată că seriozitatea voastră se face de-a lungul timpului diferența între voi și alții. Vă mulțumesc încă o dată. Să vă rog să-mi permite să mă așez și eu și să vă rog, profesori, elevi, dacă doriți să spună câteva cuvinte. Vă rog. Te rog, Alexandru. Bună, da, numesc Alexandru Sănătoria și sunt elevă la Colegiul Național și Mobănoțiu. Mă bucur să mă aflați în fața dumneavoastră, împreună cu alți colegii mei. Sunt foarte fericită că am reușit să mă calific la această olimpiadă, la o etapă de importantă pentru mine. Aș vrea să-mi mulțumesc profesoarei mele de limba latină, Chirica Rusanda, pentru că m-a ajutat în tot parcursul acestei pregătiri. Aș vrea să le mulțumesc și părinților mei pentru că m-au susținut și dat și ei. Și aș vrea să mulțumesc și domnului primar că ne-a chemat acasă de aici și ne remarcă munca pe care am depus-o toți. Vă mulțumesc mult și sper că voi mă voi face cu rezultate cât mai bune. Știm cu toții că perfecțiunea nu este realizabilă, dar urmărind perfecțiunea putem atinge performanța și excelența. Noi, cei prezentați aici, am atins excelența. Îi mulțumim domnului primar că ne-a invitat să sărbătorim împreună excelența în educație. Și pentru că, în primul rând, este momentul lor, mă voi adresa elevul olimpic. Dragi elevi olimpici, o competiție presupune în primul rând timp. Timp pentru tine, timp pentru ceea ce reprezinți. Un colegiu, un oraș, un profesor, pe tine însuți. Apoi, responsabilitate. Pe umerii tăi apasă greutatea visurilor tale și munca dascălului care a clădit în tine cunoaștere și ți-a trezit dorința de a reuși. Și nu în ultimul rând, putere și curaj. Putere să reziști muncii și efortului susținut, tărie să lupți pentru afirmarea ideilor tale și curajul de a înfrunta rigorile unui concurs, de a te adapta oricărei noi cerințe. Fiecare participare la olimpiadă te șlefuiește desăvârșindu-ți devenirea. Cu puțin timp în urmă, citeam o carte, Copii străluciți, ele fascinanți. Este o carte a unui scriitor brazilian care în preambul are o dorință pe care am să o citesc și eu vouă azi. Doresc să nu-ți fie teamă de viață, să-ți fie teamă de netrăirea ei. Nu există cer fără furtună, nici drumuri fără accidente. Numai acela Eden de podium care își folosește înfrângerile ca să ajungă la el. Numai acela Eden de înțelepciune care își folosește lacrimile ca să o hrănească. Cei slabi folosesc forța, cei puternici inteligența. Fii un visător, dar unește-ți visurile cu disciplina
căci visurile fără disciplină produc oameni frustrați. Dezbate idei, luptă pentru ceea ce iubești. Mult succes tuturor! În fiecare an trebuie să adresez câteva cuvinte și elevilor mei și colegilor mei și celor care fac posibile astfel de momente. Pentru că nu mi-am pregătit neapărat un discurs, îmi voi clădi discursul pe trei filoni din discursul foarte bine construit al domnului primar. Mă opresc la trei sintagme. O lume mai bună, tineri serioși, profesori care își doresc elevilor. Și dacă eu aș tăcea, probabil pietrele ar vorbi, pentru că se șterge obște că nu este ucenic mai mare decât învățătorul, dar noi, profesorii, cu siguranță, ne dorim ca acești învățăcei noștri nu doar să ne calce pe urme, ci să ne depășească, pentru că investim enorm de multă dragoste în ei. Pentru că educația se face cu dragoste. Și dacă ai în cine investi, dacă bobul de grâu sădit se însutește, se înmulțește și se multiplică, cu siguranță roadele sunt dulci și nu întârzie să apară. Vorbim despre tineri serioși și zic eu că prezența lor aici este un manifest și un mesaj pentru o lume mai bună pe care ne-o dorim cu toții. Într-o lume în care ard catedrale, într-o lume postmodernă în care tinerii își petrec o bună parte din vreme într-un spațiu virtual, în care își caută prieteni într-un spațiu ușor înșelător, le doresc să aibă prieteni adevărați, nu doar virtuali, să fie ancorați în această lume pe care noi ne-o dorim mai bună, să schimbe lumea după chipul lor, pentru că sunt nu doar niște tineri inteligenți și extrem de frumoși și fizic și sufletește. Este o mare bucurie pentru tine ca gastăl să fii înconjurat de tine care își doresc mai mult în această lume contemporană în care performanța este dată cumva la o parte. Să lucrezi pe partea aceasta de performanță ca profesor nu este doar solicitant, este clar și o acțiune cronofagă, pentru că performanța se obține cu sudoare. Și pentru mine, ca cetățean al acestui oraș, este o mare mândrie că pot lua parte, an de an, la un astfel de eveniment. Pentru mine, ca fost profesor al unor elevi care astăzi sunt încununați cu laud la școlile din oraș, pentru mine, ca profesor a acestor minunați elevi de la Silvania și colegă acestor daspre speciali, este o mare bucurie, o mare mândrie să fiu astăzi aici. Pentru că reprezint, ca director al unei instituții, reprezint niște oameni care muncesc cu seriozitate, cu dăruire, cu dragoste pentru ceea ce crește în acest oraș și în curtea noastră. Nu pot să nu amintesc faptul că în acest an am adus la Silvania, elevii noștri au adus 52 de premii la olimpiadele județene. Nu mă refer la concursuri, sunt premii. Și dacă în acest an avem 7 calificări la națională, este un număr oarecum constant. Noi aici ne învârtim. Chiar dacă școala are 750 de elevi, la olimpiadă participă doar clase de 5. Indiferent că este o materie de pe prima pagina, catalogului de pe cea de-a doua pagina, aceste competiții sunt extrem de importante
pentru evoluția lor, pentru creșterea lor ca oameni și pentru noi ca profesori. Nu doar pentru că adăugăm încă o diplomă în palmaresul nostru, ci este un feedback al muncii noastre. Și cred că la aceste performanțe, nu cred, am certitudinea că la această performanță a contribuit și sărbătorile pe care le organizați și le dedicați acestor olimpici, precum și taberele pe care ni le-ați finanțat pentru elevii olimpici, în care categoric, zâmbesc deja, în care categoric au și-au promis lor să fie abonați și mereu prezenți. Așadar, succes elevilor, felicitări profesorilor, mulțumim, domnule primar. La mai mare și premii din belșug, să fiți mereu în top, să fiți mândri că reprezentați un astfel de oraș, indiferent din care localitate din jur faceți parte, voi acolo veți reprezenta școala și Mleoana. Felicitări și părinților voștri și la mai mare, multe sărbători de acest fel. Vă mulțumesc și încă o dată, o lume mai bună, cu tine serios și cu profesori extraordinari. Felicitări! Bună ziua, mă numesc Jucno Petra și sunt eleva a școlii gimnaziale Sibaia. În primul rând vreau să-i mulțumesc în special lui Dumnezeu pentru oamenii speciali pe care mi-a dăruit în viața mea și pentru profesorii mei dragi, în special pentru doamna Luminița Mandiuc, care m-a ajutat în fiecare clipă și a stat lângă mine și m-a sfătuit cu cele mai bune sfaturi și datorită ei am obținut aceste deosebite rezultate la Olimpiada de Religie la cultul ortodox. În al doilea rând vreau să-i mulțumesc domnului primar Secunu Țurcaș pentru implicarea și sprijinul dumnealui în activitățile noastre școlare și mai vreau să subliniez faptul că mă bucur foarte mult și am o deosebită plăcere să învăț în școala gimnazială Silvania în Șimleu Silvaniei, care este reprezentată de doamna director Angela Lipo. Mulțumesc! Doamna director adjunct Ghile Mărioara. Și vreau să le mulțumesc și lor pentru tot ceea ce ne oferă nouă elevilor. Și vă mulțumesc tuturor! Voi începe prin a mulțumim domnului primar Septimiu Cătălin Țurcaș, profesorilor care m-au îndrumat de la Școala Gimnazială Silvania și de la Colegiul Național Simeon Bărnuțiu și îi voi felicita pe ceilalți colegi ai mei care au primit rezultate bune și foarte bune la olimpiadele școlare din acest an. Felicitări! Care anul trecut s-a întors cu premiul special de la geografie, se pare că duce mai departe ucenicul și învățătorul. Eu doresc să le mulțumesc tuturor celor care au făcut posibilă această premiere, să-i spunem așa. Îi mulțumesc profesoarei mele de geografie, pentru că m-a pregătit să ajung la această etapă. Și de asemenea tuturor dascălilor de la noi din liceu și celor din Școala Gimnazială Silvania, care au pus bazele a tot ce știm noi până la urmă. Și doresc să-i felicit pe toți cei care se află azi aici, deoarece nu este ușor să ajungi la o etapă națională, implică multă muncă în plus față de ceea ce fac alți colegi, poate la nivelul clasei. Și felicitări tuturor și mulțumim domnului primar și conducerii orașului. Mulțumim! Deci participarea la etapa națională este 500 de lei pe elev sau 150 de lei pentru membru echipei sportive. Asta deja știți că ați primit. La etapa națională, pentru premii, dacă vă întoarceți cu premii,
luați câte 700 de lei de elev, mențiune sau premiu special 500 de lei, etapă internațională, ca să aveți o idee, că au fost și olimpici internaționali în orașul nostru, nu foarte mulți, dar au fost. Pentru premii 4.000 de lei pe elev, participare 2.000 de lei și sunt iar premiile care, nu-i cazul să vi le spun, pentru concursurile astea de matematică, topan și pentru șefii de promoție, care primesc câte 300 de lei. Deci, eu vă rog să veniți să ne luați cât mai mult de 700 ori, adică să luați premii la etapa națională, sau în cel mai rău caz de 500 ori, adică mențiuni sau premii speciale. Vă mulțumesc încă o dată, vă doresc mult succes, știu că vă gândiți acasă să învățați, iar noi cu profesorii o să mergem la un restaurant, o să povestim tot despre și o să vă invit atunci să ne facem o fotografie aici. Pocaș. Nu, uite ce frumos sunt. Vă cer numele la pe asta. Și uite și cum m-am făcut de mine. Unde e? Nu. Să tot pe mașină. Una, două, trei, dar